FC Botoșani va primi finanțare și anul acesta de la autoritățile județene. Conducerea echipei de fotbal a făcut deja solicitare către Consiliul Județean. Suma solicitată este mult mai mare decât anul trecut, iar șeful județului nu este dispus să acorde atât de mulți bani. Cei de la FC Botoșani au solicitat o sumă mai mare, le dăm cât putem. Cât le dăm? Adică rămâne în suma de anul trecut. În jur de 400 de mii de lei. Nu vreți să întrebați? Aveți... Nu, deci asta e suma. În jur de 400 de mii au solicitat, cred că vreo 600-700. Finanțare va primi FC Botoșan și de la primărie, dar nu s-a stabilit încă suma ce urmează a fi alocată.